Să trăiască, să florească România! Ia, ia de atât, tată, aici, de fă tu așa o turică. Uite-te un pic aici așa. Cât crezi că valorează parcarea asta? Ce zici tu? Îți spun eu. Tot ce vezi aici, poate mai puțin ăsta. Ăsta că e cu 5-0, M5, AX6. Poate mai... poate... Hai că pe ăsta deoparte. Dar restul de aici... N-ai cum. Să vezi tu ce e acolo. Să vezi tu ce e acolo. Haide să vorbim. Pe drumul la petreci, dragii mei, azi pe petrecane. Să vă arăt ceva frumos. Să ne lovim. Că toată să mai dați. Să mă întreb. Dă-i, dați. E ceva frumos azi. Azi vă prezentăm ceva frumos. Deși praf, deși cald, deși canicule, deși... Cum trebuie aici viața. Urmăriți materialul și like obligatoriu, știți foarte bine, iar susținându-vă pe canalul de YouTube, e Dumnezeu pentru noi. Vă mulțumim pentru asta. Hai după material! Bună ziua, doamnă, bună ziua, domnule, dă-te mai copilașe așa, mai pe o parte așa. Merită? O merită bani, da? Asta e important. Dragii mei, dacă e așa, ce e? E treabă multă. Pe atent aici oamenii cu... Ăla e aghiazmuitor, știi? Din el se face aghiazma mare. Dragii mei, suntem la 3 movire astăzi. Orice aici, tati. Azi e duminică. A fost și ieri spectacol de tracțiune. Azi e cu spectacol de frumusețe. Azi vreau să vedem cele mai frumoase lucruri de la 3 movile, de la Nenea Gheață. Ești pregătită, domnișoare? Da? Ești pregătită, da? Haideți cu mine să vă arăt ce a fost astăzi aici, ca să știți ce ați pierdut și de ce trebuie să veniți data viitoare. Haideți! Gata? Să repede! Păi deci. Da, dar ce s-a închis? Doamne ajută! Ce ați luat? A spus că păstrul urmează? Nu urmează nici. E cam cald, nu? Da. Așa o leacă, te-ați dat drumul la aer condiționat, nu vreau. Bună treabă faceți, Doamne ajută! Să rămână, Doamne ajută! Azi că nu vor să plăsi pe aici ca să nu se obișnuiască. Hai, tate, hai, cât avem de lucru. Stop, poți să pui și stop. Asta-i prospătură. L-a adus acum. Îl vezi, tate? A? Ce părere tu? L-au făcut frumos, i-au pus moații în păr. Îl face la vânzare, zic eu. Haideți, haideți, uite la tate. Frumos, frumos. A rămas sar cu trebuie. Vezi? Și doamnele cu aghiazmuitorul, ți-am zis că-i treabă. Hai să vedem pe unde îl duce sus. Hai că-s curios. Ia. Tati, pe el, nu pe mine, că pe mine... Frumoșe, doamne. Hai să mai vedem și alții, tati. Hai. Ați prins loc la umbră frumos, elegant, Doamne ajută! Ți-a, îți place? Vreau și tu unul de ăsta, tati? Hai să luăm și noi una acasă, hai să vedem cu ce. Bună ziua! L-ați vândut, l-ați cumpărat, ce ați făcut cu el? L-am cumpărat. Nu ziceți, cât ați dat? De lei sau de euro? 350 de euro? Da, pe bune? Da. 350 de euro tot asta? Da. Aoleu, poți să pui mâna? Da, mușcă. Pe el, nu pe dumneavoastră. Dacă zic. Și mă, drăgălașule. Vai, cât e de frumos. Majoritatea oamenilor au pus mâna pe el. Doamne, cât e de frumos. Ce faci, tati? Și unde îl creșteți? Păi, fratele meu, are o puneți. Livadă. Și puneți acolo în livadă? Păi vă trebuie, acum vă mai cumpărat o livadă. Drăgălașul? Câte luni are sau nu știți, mare lucru? Până în 4 luni. Până în 4 luni? Da. Mamai, tata, te-a lăbuța lui la 4 luni cât palma mea. Da, tati. Nu o mânca că nu-i bun. Aia cât palma. O să aveți de lucru. Da. Felicitări, să rămână. Aoleu. Ia, 4 luni. Să-l vezi ce se face. Veniți, veniți la dumneavoastră aici, îmi pare o ie. 4 luni, ai zis cum arată asta, să face așa tot. Cât mașina asta. Hai, hai, hai că avem treabă. Știi ce la? Ăla de jos, tati, el ce are omul la mână acolo.
Știi ce ăla? Ăla e hamul. Pui hamul pe apă. Niciun fel de... Apropo la Doamne, Doamne ferește. Hai, hai. Hai, 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 hai. Hai că intrăm la cai. Hai că intrăm la cai. Hai, tată. Da, une, une. Lă, vezi că te-ai frumos? Nu pe mine, tată. Ți-am zis. Lasă. Dar mă, sare autentice aici, nu? Hm? Cum îți sună? Meserie, nu? Ești decât frumos? Frumos e, tată. Hai și încolo să arăt unul care încalică. Hai, hai cu mine, tată. Hai cu mine. Hai acum. Așa de la concurs de frumusețe, cu numerotare, cu tot ce trebuie. Ia uite, tate, ce aici. Ai grijă, ai grijă când te caci, că... Perfect, frumos, doamne. Ne băgăm și noi un pic? Parada de frumusețe. Hiroș, ăla cum? Bogdan. Hiroș Bogdan. Ca frumos e, tată. Vezi? Asta e, o băgat acum într-a întâia. O dat și un pic în mașarier. E cu femeia de mână trasă, că altfel nu făcea așa, da? Fain e, tată. Încetișor, încetișor. Încet, tată. Încet. Hai, hai. Nu te băga chiar sub coada calului, că nu-i bine. Nu o să știi niciodată cum reacționează. Hmm? Doamne, că frumos. Și aici avem și partenerul lui, dai, vezi? Partea asta altă, tot aceea, frumos și elegant. Hmm? Te sui tăicuțul până de asta? Vrei? Ai curaj să te bag la... Te sui pe... Și tu zici, păi, dă mâna pe n-ar, mă, sar, calamea tatic, nu știu, odată în viață te sui și pe cal. Trebuie să-l încalici, că n-ai încotro. Hai că mergem mai departe. Și mai departe, uite, s-a suit-o, doamne. Ai zis că s-a suit. Ce credeai că doamne n-au curaj? Au curaj, nu te temi. A? Să pără dai tu. Să sale dumneavoastră astea? Da, face și aici un video. Asta ce-i schimbător de viteză la cal? Da, hamur, cai, gogul să păpești. Știți dumneavoastră? Oh, bun, tati, hai să trăiți în ploi. Ce-i schimbător de viteză pentru cal, nu? Ce scuze de echipament, e foarte cald. Suntem foarte legeri. Dar de ce n-ați dat drumul la aerul condiționat? Ia uitați-l acolo. Ia uitați-l. Despre asta e vorba. De unde veniți? Din ce zonă? Beclean Bistrița. Beclean Bistrița și cu asta vă ocupați? Da, da. Am înțeles. Uite, tată, un schimbător de viteză. Calul nu-i foarte nou? Sau ăsta ce e? Cum se cheamă? Da, schimbător de viteză. Mai aveți... Ce cumpără lumea? De toate. De toate? În general, biciuri. Biciuri, nu? Asta e bun și în gospodăria omului, nu? Sigur că da. Că dacă ai... Doamna mai nervoasă, așa, nu? Sau doamna are soțul mai nervos, da, 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 așa, pentru... Da, mă, știi pentru ce bune? Da, nu am priceput, da? Dar de ce puneți cănefiorii ăștia? Ca să-i zic... Să atragă mai frumos. Ați fost ieri? Am fost ieri, dar n-am... Nu, nu v-am văzut. Cât e unul de ăsta? Deci, modelul acesta costă 300 de lei. Ați e pe model aici? De inox. Pe inox? Da, avem de la 10 lei până la 300 de lei. Nu avem. Ce a zis omul? Ce a întrebat? Ștreanguri cu cârlige pentru cai. Uh-huh. Și în partea asta avem domnișoara, toate produsele. Deci, tati, ca să înțelegi, asta este un fel de mol pentru cai. De la schimbătoare de viteză la... Uite aici. Noi, nu sunt potcoave, n-ați înțeles nimic. Sketcher pentru cai, vezi? Dacă vrei să-ți... Cum ai tu asta? Da. Am eu asta, nu? Noi despre asta ai vorba? Sigur. Nu? Pantofi pentru cai. Ce mai aveți? Îmbrăcăminte pentru cai aveți aici. Asta ce-s? Cercei pentru cai.
Ia, 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 tati, ia. Dacă facem o cerceruș, nu? Ce-i pentru cai? Nu înțeles. Tati, îți ia tati o pereche de ăștia, ce zici? Cât e așa o pereche? Nu vreau să... A plecat băiatul de lângă noi și vrea să-și vândă marfă. Și ăsta unde bagi? Bagi în ureche așa și este în ureche 10 lei. Să... 10 lei, tati, te-ai scos, vrei? Pentru nas nu-s bune ăștia? Nu. Nu-s bune, numai pentru urechici. Numai pentru urechici. Deci, dragii mei, băiatul nostru din Beclean, dacă veniți aici, de acum, treaba e bună, rezolv. Succes aveți, spor la vânzare! Dacă vrei să harna așa, mai în serios. Îl vezi? Știi ce se întâmplă cu asta? Toate astea se pun pe astea. Ca să pui să-l încaleci. A? Ce zici tu? Te vei? A? Ne băgăm? Hai mai aproape de căruțe. Hai mai aproape. Au, uite cât ăsta de frumoși. Ce să e... Nu l-a terminat pe ăsta, este? Nu l-a crescut, nu i-a dat de mâncare? A? Ce este ăsta? Asta pentru categoria mai micuță un pic. Să-l poți să-l ieși la pachet, poți să-l sui și în mașină dacă vrei să... Și doar pentru copilași. Cât costă așa ceva? Idee? Cât poți să costă așa ceva? Uite, aici, vezi? Asta e zona de negociere. Pac, pac, scură. Cât poate să coste așa ceva? Motorin în a? 400 de euro. 400 de euro? Da. Și cât consumă? O tonă de fum pe lună, nu chiar, a? Mai puțin, nu? Un balon. Un balon pe lună. Oh, 400 de euro, da? Ați văzut? Deci nu e de joc. Nu. Nu e de joc. Să faci și mai mare, nu? Asta e mas. Mai nic, eventual. Mai... Hai, hai, tati. Hai la plin. Hai că avem treabă. Uite o domnișoară acolo. Uite, mă, cum cât e de mândră, mă, vezi? Uite cât e de mândră. Uite cât e de mândră. Of, tată, of. Ce a zis? A zis ceva. A zis ceva? Bună ziua. Bună ziua. A zis el ceva, dar nu m-am prins eu ce. Hai după doamnă. Treabă serioasă ești, tati. Barba serios, nu, nu glumă. La cocusul de frumusețe ăsta, tati. Hai, 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 încet, încet, haide. Spălați, sălați, i-au făcut și copitele. Da, este treaba aici, tati, să nu crezi. Încet. A? Ia-ți în spatele tot ce avem. Se mai suri așa. Hai că-s curios, părintele ce face acolo. A, vină încoace, vină încoace. Îl vezi pe părintele acolo? Ce vrea să cumpere? Scără ce vrea să cumpere. Mulțumesc. Ia uite, tati, uite ce, uite ce piept are acolo, tu vezi? Uite un piept. Frumos e doamne, frumos e doamne. A? Încet, 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 încet. Doar cumpărați sau doar vă uitați? Doar ne uităm. Doar vă uitați. Cât e? Hai de mult vă urmăresc. Pe grand nu am avut ocazia de întâlnit niciodată. Astea loc, bă. Mușcă. Dar de ce? Nu ziceți că vreți să cumpărați. Cumpărați? Cam acasă istorie. Cât aveți? Am. Cât aveți acolo? 7. Și cât? 7. 7 cai. A fost la margine, anul trecut, dacă a fost. Am fost, dar nu v-am văzut acolo. Hai, domnule, la Giu, Bucovina. Doamne. Asta la ce preț e? La... Sau nu e de vânzare, numai de frumusețe? Ești de vânzare? V-ați gândit? La cât, ar, la cât le valoază dumneavoastră? Nu, eu. Eu nu mă gândit, dau mâncare. Atâta, nu? Are patronul. Are, ai patronul? Da. Are stăpân. Frumos e, doamne. Igor îl cheamă? Igor, nu? Igor. Frumos. Tati, vrei? De la cât pleacă? La cât e evaluat așa ceva? Cât poate să fie? 5.000, 6, 7, 8, 9, 10? De la 10 în sus? 10.000 de euro, tati.
Noi vrem să cumpărăm teren. Nu, te cumpărăm aici cai. Aici investiții serios. Comunică? Zic ei ceva, dar nu știu ce zic. Frumos. Mai frumos decât ăsta este și mai frumos. Hai să-l vedem și noi. Hai, tate, să-l vedem. Încet, Amale, hai. Oprește. Frumos. Da, hai să-l găsim pe la negru. Hai. Avem. Azi nu filmez? Ba da, da, sunt așa că ți-ai mai supărat. Mi-ai supărat și mami. Și mai micuț, cât an are? 2. 2 anișoare? Ah, fetiță, băiat, nu? Da. Oleu, tate, dă-te. Stai. Hai, să scoți, hop, hai că l-am scos. A văzut o mașină, au dat frumos ele. Tinerel, 2 anișori. A? A? Emoții mari. Oh, frumoasă-i, doamne! Frumoșel! Hai, tate, hai că mai avem de mers! Sper să nu calci în noroc! Unde e ăla, mă, tate, mă? Unde e ăla? Cât tona? A zis că este unul de tonă. Hai să-l vedem! Hai, tate! Bijuterii, tati, bijuterii, dintr-o parte într-alta. Le vezi? Oameni care au dragoste pentru animale și care știu de la crupă, la mușchi, la tot, la cum calcă, cum țipă, cum zice, cum... Ce vrei tu? Ăla, o fi de acolo? Ce știe? A? Încerc, mergem și pe... Hai până acolo să vedem. S-a hotărât care e mai frumos? Mare! Încet, că nu vrem să stricăm. Hai! Tate, cred că ăsta e nou, nu? Aici o fi? Ce zici ăsta? Bă, că frumoșis! O, mică, că frumoșis! Acolo, tate, nu pe mine, pe ăștia de acolo. Pe ăștia, hai să-l vedem. Bună ziua! Cred că despre ăsta era vorba, nu? Ce zici tu? Frumoșis, doamne! Frumos sunt! Și cum minți? N-au încotro. A? Ce să ce? Ei, ce trebuie, tată? Dar nu-i tot Igor al nostru? Nu era ăla care l-am dus noi la el? El e de... Încetișor, tată, încetișor. Frumos. Așa trimite SMS-uri. Așa cum... Așa comunic. Frumos e, doamne. Da. Cai adevărat. Cai adevărat. Mergem să vedem ce fac și proprietarii, da? Hai să vedem cu ce se distrează. Mulțumesc frumos. Te caldă. Hă? La ce categorie e ăla? La ce categorie l-ai înscris? La frumusețe. La frumusețe. E băiat sau fată? Băiat.
Almăsar. Almăsar, doamne. E numai de plimbat sau și de... Ce faci cu asta? Nu mă dau așa. Numai de plimbat. Trebuie burcasnice. Păi ce trebuie burcasnice faci tu cu asta, micu? Zi drept. Îl pui la ce? Vinde. Căruță. Face vânătă. Ce faci? Are căruță pentru asta, tată. Doamne, cât... Ce preț e? Nu-i de vânzare. Nu-i de vânzare? După cât îmi dau seama, băietan, armăsar, serios. Păi intrăm în discuții, cum, poate cumpărăm câte, nu-l vinde, dar dacă îl convinge, ți-l vinde. Îl vinzi? Câți mai ai acasă? Câți mai ai acasă? Nu mai iau. Numai pe ăsta? L-am avut doar când l-am vândut la prietenul meu. Aoleu, tu rămâi numai cu ăsta? Trebuia bani, nu? Hai, succes, Doamne ajut, hai, du-te și fă-l să vadă de... Câte treabă este acum, uite-l lac, câte treabă acum. Dacă mai este unul mic aici, stai, mai avem unul aici. Nu, nervos aici. Am găsit pizza asta, tiu! Ce? Pușa. Asta e pușa? Nu, e pușa. Tati, ăsta e mai scump decât, decât toată mașina. Serios? Hey, glumim, nu e chiar așa scump, dar frumos, 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 frumos. Doar pentru iubitorii de animale, doar pentru iubitorii de animale. Hai să trăiți! Să trăiți, să trăiți! Ți-a zis câți! Uite, tată, hai să vă recunoști! Bună ziua! Bună ziua! Trebuie să... Ce ați făcut? N-ați avut bani de unul ca lumea și ați luat din ăsta, nu? Nu, mă, nu, nu, de ce nu, nu ți-a luat tati unul din ăsta? Nu era mai bun unul mare din ăsta? Dar spune că ăsta mi-a plăcut acum. Da? L-ai vrut pe ăsta, amicu? Aolo, ce reușit! Să trească, nu? Păi loc și luați la fată ceva care să crească așa... Eu știu de scuceată. Are acasă. Ai acasă căluți? Ai cal mare acasă? Trei avem. Trei aveți? Și vă mai trebuie asta ca să mai completați. Trebuie să mai avem și în casă. Lide de balamuri. Vă mulțumim frumos. Sănătate, doamne. Hai să mai avem și varianta asta, dragi, da? Căluți pentru lua deasupra, dacă nu aveți curaj să vă băgați la unul mare. Treabă serioasă aici, treabă serioasă. Și aici, dacă ce vezi, e zona de după ce ai văzut caie, te duci în bezi de supărare cât tu n-ai acasă sau de fericire că ai făcut o achiziție bună. Aici la 3 movile, dragilor, a fost al doilea târg anul ăsta de cai, de frumusețe și de tracțiune. Azi e pe frumusețe, tracțiunea a fost ieri. Vă ținem la curent data viitoare. Le mulțumesc acestor oameni că există. Alce balamuc aici, uite un pic. E ce trebuie, dacă vreți să simțiți vibrația aia adevărată. Mirosul autentic de țară. Cum să zic, praful autentic, dar frumos, știi? Melanjul ăsta de... Nu are rost să vă povestesc de rural, sănătos, frumos, aici e devenit, la Nenea Gheață, la 3 mobile. Îl felicit că a făcut și treaba asta și că când merge. Sper să-i țină Dumnezeu în răb. Deci, din nebunia asta frumoasă, vreo 5.000 de oameni estimez eu că au fost astăzi, urmează petreci, e cu ce trebuie, sus inimă.